Bună Da. seara, bine m-am găsit la lecția cu prof online. Bună seara, bună seara, Alesia, și bine ne vedem. Iată din nou o zi pe care o așteptam, aceea de a ne întâlni. Și nu mai pierdem timpul, este deja o oră mai târzie. Eu din nou sunt cel care sunt întârziatul și îmi cer scuze că tu mai... Da, ce vorbă lungă, vorba lungă, sărăcia omule, cum zicem, nu? Da. Pornim repede la treabă și spunem... Cum să începem? Decât cu? Cu Doamne ajută. Doamne ajută! Doamne ajută să facem din nou o lecție frumoasă. Așa că eu ți-aș propune să mai insistăm un pic pe factor comun și să vedem la proprietățile puterilor. Tu ce ai mai făcut? Ce mai, de la lecție de zi, pe unde te afli? Vă arăt doar că mie mi-arată că m-am blocat. Mă vedeți cum mă mișc? Nu te mai văd. Nu. Nu, rămâi blocată. Eu acum mă mișc. Oh. Ia stați să văd ceva. Mă vedeți acum? Oh, da, te văd, te miști acum. Okay. E foarte bine. Se înregistrează? Da, 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 se înregistrează. Doar am închis camera și am pornit-o. Am înțeles, da, da. O să vă arăt. Am făcut. Am făcut o chestie pe care am făcut-o cu dumneavoastră mai de mult. Ceva cu divizorii? Da. Așa. Aflarea divizorilor unui număr, nu? Da. Nu, adică și... Stați că vă arăt acum. Deci să văd de unde începe. Descompunerea unui număr în factori primi. Dacă asta ai făcut. Cu a trage o linie pe lângă numărul respectiv și vedem divizorii. Da. Nu? Cred că aici. Da, aici, uitați. Divizibilitatea. Așa. A divide B. B divide A. Atunci A egal cu B, se spune acolo. Deci A divide B dacă avem un număr C, astfel încât A ori C egal B. Notăm A bară B. A bară B. A divide bară normal, A divide pe B. Da, și mai zicem B e divizibil cu A, notăm B împărțit la A. Și apoi a dat el un exemplu. Observație, C egal cu B împărțit la A. Da. Apoi reguli de vizibilitate. Un număr se împarte la puncte, puncte, dacă. Și am luat toate numerele. Da. La 2 dacă ultima, dacă 0, 2. La 3 dacă suma cifrelor, la 4 dacă ultimele două cifre, la 5 dacă 0 așa 5, la 6 dacă se împarte cu 2 și cu 3. Ei, nu mai e nevoie să mai zicem așa. Bine. La 6 și am și în continuare la 7, la 8. Deci la 7, când spune, dacă avem, nu avem regulă la 7. Mă gândeam care e lor regulă. Nu. Nu. La 8. La 8, da, ca ultimele 3 cifre. Da. Am văzut așa despre ce este vorba și mai la cât suma cifrelor la 9. Și la 10, dacă ultima cifră e 0. Acum așa. Cu numere prime. Un număr este prim dacă nu are divizor, nu? Decât pe unul și pe el însuși, cum știam. Asta am văzut. Și care sunt factorii comuni pentru 150, nu? Da, am făcut și noi niște exerciții. Da. Să aibă am văzut sunt de acum niște exerciții făcute acolo, nu? Da, de acum avem niște exerciții. Da. Da, am văzut stilul este același. Dăm definiții pe care trebuie să le înveți, nu? Înțeleg eu, trebuie să le înveți, să le memorezi.
dar fără să încercăm să le înțelegem. Nu știu, aceasta nu e matematica care îmi trebuie mie, pe care am învățat-o eu, pe care vreau să o comunic și altora. Da, mergem tot așa, dar la putere acolo ai terminat cu puterile, gata, am părăsit-o. Am făcut compararea puterilor cu baze și exponenți diferiți, doar că habar n-am ce explica. Bun, hai să ne ducem aici. Compararea a două, scrie așa, te rog. A dat un exercițiu 23 la 41. Cum e față de 41 la 59? Și apoi a făcut o rezolvare. Nu știu ce a făcut el acolo. Stai să vă arăt. Deci de aici. Deci 23 la 41 față de 41 la 59. No. Aici e ușor. Pentru că 23 față de 41 e mai mic și 41 la exponenți mai mic decât 59. Și atunci sensul inegalității este corect așa. Dar povestea este mai dificilă când sensul de inegalitate este invers. Deci nici pe ăsta nu l-ai putut înțelege, așa-i? Da, atunci la asta. 3 la 155 face... Da! 2 la 155 față de 3 la 93, da, ăsta e foarte frumos. Ăsta, da. Și... Da, dar trebuie plecat de jos în sus, nu de sus în jos. Da, hai să-l facem pe ăsta. Cu ăsta trebuie făcut. Păi o colegă a spus... că s-a uitat la 155 și a văzut la ce se poate împărți, a zis că se poate împărți la 5, a făcut, după aia 93 l-a împărțit la rezultat. Da. Și apoi n-am înțeles. Da. Hai să vedem. Chiar așa, titlul se zice așa, compararea a două puteri. Cu baze și exponenți diferiți. Corect, așa. Compararea a două puteri. Da, am să scriu de fapt cu roșu, fiindcă nu vreau să mai puțin negru și să consum. Am înțeles. Cu baze. Cu baze și exponenți diferiți. Deci să scriu exercițiul acela. Să-l scriu pe acela din care l-am făcut? Știi ce? Mai întâi să vedem, mai merg un pic ca să ajung acolo. Fac niște pași mărunți. Adică am să-ți cer așa, să se compare 3 la puterea 57 mai întâi 3 la 57 cu vecinul său sau căsuță, cum puneai tu acolo, așa, cu 3 la puterea 79. Păi, aici avem baze, avem aceleași baze, deci. Da. Păi atunci mă uit sus. Sigur că da, asta e. Ai aceeași bază de exponenții. Aceeași bază și atunci mă uit sus și văd între 57 și 79. 57 este mai mic, deci 79 e mai mare. Așa. Deci sensul inegalității e dat de exponenți. Deci când avem aceeași bază, sensul inegalității e dat de exponenți. Dar dacă îți spun așa, 3 la puterea 57 cu 7 la 57. Deci 3 la 57
3 la 57 cu vecinul 4 sau cum? Da, cu vecinul 7 la 7 la puterea 57. Da. Păi acum nu mai avem aceeași bază. Da. Avem baze diferite, doar că avem exponenți la fel. Corect. Și atunci? Și atunci mă uit tot la exponenți. Exponenții sunt egale. Păi atunci ia scrie de sub ca să înțelegi și mai bine. A, 3 la atunci, nu, gata, m-am prins. Atunci mă uit și văd că baza de la ăsta e 7 și de la celălalt e 3 și atunci 7 e mai mare. Sigur că da. Deci în clipa în care vezi că baza, în dreapta înseamnă 7 ori 7 ori 7, nu știu, din coace 3 ori 3 ori 3. E clar că 7 e mai mare ca 3. Deci eu ți-am dat un model, primul model cu aceeași bază și exponenți diferiți. Acum ți-am dat același exponent cu baze diferite. Dar dacă îți dau acum, scrie așa, 3 la 57, 3 la 57, față de vecinul său, 7 la 59. Să încep să-i descompun. M-auziți? Pum, zim. Te aud. Ziceam să încep să-i descompun. Adică? Adică să-i scriu altfel decât, de exemplu, pe... Dar de fapt nu. În așa, bunul simț al tău, cum ți-ar spune? Bunul simț matematic, nu? Cum ți-ar spune? Cine ar fi mai mare după tine? 7 la 59. Dar n-ai argumente? De ce stai pe gânduri? Păi, și baza și exponentul. Am două sunt mai mari decât la 3 la 57. Ah, deci ce argumente ai avea așa? E scris de desubt argumentele. 3 mai mic decât 7. Nu? 3 mai mic decât 7. Nu, dar n-am scris simbolul, nu. Nu scrie. Simbolul. 3 mai mic decât 7. Apoi de desubt. Nu, sub ea. Zici 57 mai mic decât 59. Atunci nu mai stau pe gânduri acolate din cele două. Deci din cele două, o acoladă, rezultă fără discuții că 3 la e mai mic decât 3 la. Deci rezultă că 3 la 51 e mai mic decât 3 la, decât mai mic. 3 la 51 e mai mic, nu e mai mare. Mai mic decât 7 la 59. Da. Deci vezi, așa trebuie redactat. Bunoară, tu ce ai scris 3 la 57 mai mic decât 3 la 57 acolo, eu n-am înțeles nimic acolo. Tu trebuia să fii cu argumente. Spuneai 3 egal 3, nu? Aceeași bază. Și cum 57 e mai mic decât 59, atunci 3 la 57 e mai mic. Pentru primul exemplu vreau să spun. La primul exemplu trebuie redactat. Și varianta în care redactăm este asta cum ai văzut aici. Deci, ca să dai răspuns corect, ai argumentat și ai spus așa, pentru exercițiul al treilea acum care l-am făcut, ai argumentat și ai spus 3 la 3 mai mic decât 7
57 mai mic decât 59, ai același sens amândouă. Deci cel din stânga are și baza mai mică și exponentul mai mic. E clar că din cele două, 3 la 57 mai mic decât 7 la 59. Așa se și atunci la orice exercițiu, de exemplu 11 la 50 și 13 la 25, pur și simplu văd care are baza și exponentul mai mare și atât. Da, dar vezi că se va întâmpla, e scrie pe acela. Ai zis 11 la, cât ai zis? 11. Da, un exemplu. 11 la 50. Da. Și vecinul, și vecinul său. Așa. 13 la 25. 13 la 25. Și atunci nu mai stau, și atunci nu mai fac nimic și văd că 13 este mai mare decât 11 și... Ai, invers aici. Deci, într-adevăr, poți să scrii așa de desubt. 11 mai mic decât 13. Ia scrie așa de desubt. 11 mai mic decât 13. Mai mic, nu? Da, mai mic decât 13. Iar 50? E mai mare. Nu mai au același sens. Asta e drama mare. Acum, abia acum, suntem într-un exercițiu foarte dificil. Foarte dificil. Când au același sens, bazele și exponenții, rapid tragi concluzia. Dacă nu e așa și nu e așa, mare, grea problemă mai aveam. Foarte grea. Foarte grea chiar. Și acum trebuie să fim într-un moment de inspirație minunat. Minunat. Dar de unde să-l găsim? Abia acum suntem, cum spuneam eu, nu? Cum spuneam că intrăm în cameră și... A, da, și acum am intrat într-o cameră, cu lumina strânsă și ne cam lovim de multe obiecte. Asta e. Nici nu ne vine să calculăm 11 la 50. Că ce-ar însemna 11? Nu, nici nu stă. 11 ori 11 și 50 de ori e un număr colosal de mare. 13 la 25 el. Să aducem? Nu. Încearcă ceva, trebuie să îndrăznești. Trebuie să îndrăznești. Deci nu sta pe gânduri. Ceva trebuie să facem. Să încerc să aduc 25 la puterea 5. Adică să-l aduc la 50. Asta ar fi bine. Sau invers, pe 50 să-l aduci. Nu? Sau pe 50 să-l aduc la 25. Ia cum se zice? Cum s-ar scrie 50 cu ajutorul 25? Păi 50 împărțit la 2. Sigur că sau de 2 ori câte 25. Nu, de 2 ori câte 25. Da? Deci punct și virgulă. Hai le luăm așa în continuare. Deci de acolo spui, nu poți să tragi nicio concluzie, din păcate. Nu? Ești tristă tu. Ești foarte tristă chiar. Pentru că nu poți trage nicio concluzie. Dar totuși îndrăznești și lângă pe linia lui 11 la 50 cu 13 acolo pe linia aceea, nu, sus pe linia pe care ai arătat-o întâi, 11 la 50 cu 13 acolo. Scrie mai departe, 11, le scrii din nou cele două numere, 11, sau... Deci acolo scrii mai departe un pic. Rezultă, da. Deci dacă vrei, rezultă sau dacă nu spui nimic, pur și simplu scrii încă o dată perechea. 11 la... În loc de 50, cât ai zis că scrii tu? Pot să scriu 2 ori 25 sau 25 plus 25. Da, dar 2 ori 25 cred că e mai bine. 2 ori 25. Okay. De ce? O să vedem de ce. Da. Deci 2 ori 25 față de vecinul. Așa. Vecinul 13 la 2, la 25. Că acel n-am umblat deloc. La 25. Așa. Oh,
de unde știu undeva o proprietate că se mulțesc puterile, când se mulțesc acolo exponenții. Era o proprietate undeva am învățat-o noi în urmă. O, ce proprietate era aceea în care mulțeam exponenții? Să mulțeam exponenții. E 2 ori 25 acolo, nu? Ai 2 ori 25. Da, păi putem să luăm pe 50 și să zic la cât se împart? Nu, stați. Nu, nu, aveam noi o proprietate în care se mulțeau exponenții. Nu știu, la puteri. Care erau proprietățile? Scrie acolo în dreapta, lângă 7 la 57, acolo în dreapta, să ne amintim proprietățile. A, toate? Da, 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 că să ne amintim, că trebuie să le știm. Deci, să scriu... A la 0, nu acolo să scrie, ne scrie lângă 7 la 57, acolo, sub linia negru, scriem acolo proprietățile. Noi am mai scris și lecția trecută și atunci o mai scriu o dată. Da, dar le scrim încă o dată că avem nevoie aici, pe tablă, să ne reamintim. Exact. Și atunci? A la 0, A la 0. A, încep cu A la 0. Da. A la... Uite, stai. Trage o linie acolo pe lângă 5. Aici, așa. Așa. Perfect. Și să scrim toate proprietățile acolo. A la 0. Da. Este egal. Oh. Nu. Da, 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 bine. Da, da, da. Mă gândeam la așa. Este egal cu 1. Corect. Asta e prima proprietate. A la 0 egal cu 1, virgulă, a diferit de 0. A n-are voie să fie diferit de 0. N-are voie să fie 0. A diferit de 0. Nu, e egal tăiat. Deci diferit în matematică, atât. Fără să mai scrii diferit. Fără să mai scrii egal tăiat înseamnă diferit și să zici 0. Așa. Deci A la 0 face 1 dacă ai diferit de 0. Perfect. Încep cu A la N ori A la M. Da. Asta e prima proprietate. Ok. Următoarea e A la N. Da. Ori A la M. Da. Deci A la N ori A la M este egal cu A la N, adică A la... Stai, am zis că scriu. A la... N plus M. Plus M. Plus. Să fie plus, da? Plus. Da, așa e zis. Plus M. Corect. A la N plus M. Acum am împărțit. Da. Pune plusul cu negru. Aș vrea să mi-l spui cu negru ca să fie clar pentru toată lumea. Să se vadă că e plus acolo. Da? A la N plus M. Foarte important. Și poți să-i scrii formula asta? Da. Cred. Păi, ca să explic, am să dau un exemplu. Da. Și am să iau 2 la 3. Așa. Ori? Ori tot 2 la 4. Perfect. Nu iau numere foarte mari. Perfect, foarte bine te-ai orientat. Păi, și am sus în egalitate, îmi spune că este egal cu 2 la 3 plus 4. Dar explică de ce. Da, 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 știu asta, lasă, vreau doar să scriu cum scrie sus. Așa. Păi, fiindcă dacă scriem 2 la 3 a desfășurat, ar fi 2. Scrie, să vadă toate noștri. Deci, pentru 2 la 3 scrii 2 ori 2 ori 2 de 3 ori. Eu scriu, nu se vede? Nu se vede. Deci, am zis că dacă ai scrie mai desfășurat, 2 la 3 ar fi 2. 2 ori 2 ori 2 și 2 la 4 ar fi 2 ori 2 ori 2 ori 2. Și
Dacă vedem cât de 2 avem în total, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Corect. Dacă calculăm, aici ne dă tot 7. Avem deci asta este. E perfect. Așa. Deci scrie egal mai departe cu 2 la 7, da? Ca să fie clar pentru toată lumea. Egal cu 2 la 7. Pentru prietenii noștri înseamnă așa, că 2 la 3 l-am desfășurat de 3 ori, 2 la 4 de 4 ori și în total am 2 la 7, de 7 ori. Iar A la N ori A la M, explică-le acum. Deci A la N ori A la M este egal cu A la N plus A la M. Pentru că A la N înseamnă de N ori AU, A la M înseamnă de M ori și când ne numărăm pe toți, sunt în total N și plus M, da, nu? Asta e motivul. Acum am înțeles bine formula, ne ducem acum la o altă proprietate acolo unde am început să le scriem pe toate, următoarea proprietate care o ai tu. Următoarea proprietate ar fi... Ce-o zic eu? A la N împărțit la A la M. Da. Am făcut-o cu mulțit, acum să facem cu împărțire. Ok, atunci... Ala ala n ori împărțit la ala m ori iar o să se închide laptopul să-l pun în priză că o să se oprească înregistrarea dacă nu-l pun în priză. Așa. Să găsesc imediat. La N împărțit la la M. A la N împărțit la A la M. Da. Este egal cu A la N minus așa M. A la N minus M. E perfect. Și ca să dăm un exemplu pentru prietenii noștri, să înțeleagă, să explicăm formula, ar însemna 2 la 5 împărțit la 2 la 3. Ok, atunci am să iau un exemplu și pentru această formulă. Da. Și atunci A la 5 A la 5, 2 la 5, am spus. Așa. 2 la 5 am împărțit la 2 la 3. Perfect. Și în formulă... Nu scriem după formulă. Desfășurăm. 2 la 5, că nu știm formula. Noi zicem 2 la 5 înseamnă 2 ori, 2 ori, 2 de câte ori? De 5 ori. Ia scrie. 2 la 5 înseamnă 2... Acolo mai departe la egal. La egal continuă, ieșiți-o. 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 împărțit tot grupul ăsta la 2 ori 2 de 3 ori. Da. Și ne uităm primul 2. A, primul 2 îl împărțim și se duce odată. Da, la împărțirea aceea. Așa. Și ăsta se odată, și ăsta odată și îmi rămâne 2. La fel rezultatul, adică la fel și dacă făceam 5 minus 3. Tocmai din asta, din motivul ăsta facem 5 minus 3, că au rămas numai 2. Deci egal mai departe de sub 2 la a doua. Așa scrie, egal cu 2 la a doua. 2 la a doua și egal mai departe cu 2 la puterea din motivul ăsta că pe 2 acela care a rezultat 5 minus 3. 2 la 5 minus 3. Da? Acolo 5 minus 3. Vezi? Noi facem invers, nu formula. Că formula asta este ca urmare a exercițiului practic. Deci formula n-a inventat-o cineva, ci ea vine ca urmare a exercițiului practic pe care îl dezvoltăm.
Voi faceți la școală tocmai invers. Formula o dă cineva și când face exemplu pe formula. Nu. Nu. Noi facem de când e la un exemplu. Exemplul acesta este cel care îmi dirigează spre formulă. Când spune de sub și dacă aș face, ies scrie așa, 2 la 7 împărțit la 2 la a 3-a, ies scrie de sub ca să înțeleagă prietenii, 2 la 7 deci 2 la 7 2 la aici. Da? 2 la 7, nu mai văd eu, cred că tu ai scris mai jos acum, nu mai văd acolo. Hai. 2 la 7, am împărțit la 2 la 5. Am nu se vede prea bine. E blurat așa. Ia vezi tu, camera, ceva nu e regulă cu camera, nu se vede bine. M-auzi? Te aud, dar nu se vede bine la, la tablă. Camera. Negru. Nu, dar e blurat așa. Așa am impresia. Față de cum se vedea. Nici acum? Abia acum. Abia acum. Deci 2 la 7 împărțit la 2 la... Doi la patra. Egal cu. Egal cu doi. Ori doi. Împărțit la doi, ori doi. Corect. Doi se împarte. Cred că sunt mai șase. Ai pus 6, nu ai pus 7 de al de 2. Mai trebuie un 2. Pune-l în față acolo, sau știu eu. Cu ori 2 și împărțit la... Deci 2 se împart la 2 odată și ăsta tot odată și ăsta tot odată și ăsta tot odată și îmi rămâne 3. La fel și dacă făceam 7 de 4. Nu la fel, nu-i bine cum spui tu. Deci mi-e egal cu 2 la 3, scrie-mi acum, 2 la 3, că așa au rămas 3, 2 la 3 și egal mai departe, acest 3 înseamnă 7 minus 4, 7 minus 4, vedeți dragilor, eu am făcut acum legătura cu exponenții și acum am clar că îmi permit să spun totdeauna când am de împărțit două puteri, copiem baza și scădem exponenții. V-am arătat pe exemple. Deci exemplele mă fac să mă duc spre formulă. Așa au descoperit și ei formula. Deci cei care au descoperit formula n-au fost niște supra-oameni, ci oameni normali și jucându-se au sesizat când împărțim două puteri ca aceeași bază să fac simplificările acestea și rămâne un număr care înseamnă nu, numărul de termenilor care se mulțesc prin ei însuși sunt tocmai diferența exponenților. 7 minus 4. Și spun, măi, interesant este. Cei 3, nu? Sau 4 de data asta de 2, își pierd din față valoarea pentru că se împart la cei 4 și a rămas doar 3. Da? 2 de al de 2 înmulțiți doar 3. Din motivul ăsta, nu că formula. Formula este descoperită în exemple. Din totdeauna văd aici să faci invers. Să dau formulei. Și de acum s-a implementat sau în mintea ta apare că e o formulă pe care cineva a inventat-o și tu trebuie să o reții și să o aplici. Ei, nu e așa. E invers. Ne jucăm din exerciții, din modele, descoperim ce se întâmplă și spunem acum clar.
Dacă cei, nu la de împărțit, e A la M. La împărțitor e A la N. Dacă ea scrie așa, A, orea, orea, orea. Dincolo împărțit la A, orea, orea, atunci cu M e mai mic decât N, îndată se duc al de A din stânga și din dreapta împărțirii și rămâne doar diferența, nu? Diferența între M și N. Așa trebuie înțeles. Că altfel, repet, e o mare problemă. Formulele acestea, dacă vrei să le înveți mecanic, azi le înveți, mâine le uiți. Asta e matematica când e învățată de sus în jos, dinspre formulă spre exercițiu. Nu dinspre exercițiu spre formulă. Deci asta e drama învățământului, din păcate. Următoarea proprietate e așa. Hai să facem, eu nu știu, dar ne jucăm așa. Ia scrii tu A la a treia, totul la puterea a patra. A la a treia. Am să scriu, dacă vreau să scriu cu A la N, totul la M. Ei, bun, atunci scrii așa. A puterea a treia, lasă așa cum spun eu, A la a treia, totul la a doua. Egal cu. Eu nu știu cum își cum, că n-am deocamdată niște exemple concrete. Nu vreau să aplici formula, nu? Trebuie să-mi explici. Bine, dar doar vă spun câte rezultatul și apoi vă explic. Bun, dar de unde știi tu că-i 5? Păi... Îl notăm pe A la a treia. Așa. Deci, îl notăm pe 2, deci, notăm. Nu acolo trebuia să spui, mai jos, de desubt notăm, că acolo la egal trebuie să scrii cu cine egal. Ok, atunci notăm 2 la a treia, A la a treia, îl notăm cu A. Nu cu una, cu un B. Cu nu tot ca. Cu B. Atunci B. Notăm cu B. Și atunci... Egal acolo, sus, nu. Sus acolo egal. Atunci îți permis să spun. Să am B la a doua. B la a doua. Mai are rost să pui paranteza? Nu. B la a doua. Ce înseamnă B la a doua? Înseamnă B ori B. Perfect. Egal mai departe cu. Și în loc de B, ce poți să... De primul B, cât să spui? Egal tot pe linie acolo, tot pe linie. Ok. Tot pe linie. B poți să... Adică B este de fapt A la a treia. Perfect. A la a treia. Treia, A la a treia. Perfect. Și egal mai departe cu... Suntem în etapa... Când avem de mulțit două puteri sunt acolo cu aceeași bază. Da. Cum se mulțesc două puteri cu aceeași bază? Păi, cu aceeași bază? Păi e aceeași bază. E baza A la 3 ori A la 3. Să pe A și 3 plus 3. Da? Care face cât? Scrie așa ca să vadă prietenii noștri. 3 plus 3. Să înțeleagă și pe urmă zice egal cu A la 6. Deci vine A la 3, acolo pe linie trebuie să spui. Nu acolo, mai departe acolo, egal cu A la 3, 3 plus 3 și egal cu A la 6. Foarte tare. Dar 6 mai poate fi scris și altfel. Da. Cum mai poate fi scris? Cât ori cât se facă 6? 2 la a doua, adică 2 la a treia. Nu cât ori cât, la mulțiri, cât ori cât să facă 6. Eu vă spuneam în puteri. Atunci am 2 ori 3. A, deci egal cu A la 2 ori 3. Deci continuă egalul de sus, egal cu, acum de desubt acolo, egal cu A la puterea, nu, A la în loc de 6 pui 2 ori 3.
Și acum scriem rezultatul. A la a treia, totul la a doua, deci dedesubt, subnotăm. Deci ce am constatat? A la a treia, totul la a doua, subnotăm. Sub ceea ce scris în cuvinte, notăm. Acolo. Deci a la a treia, totul la a doua, totul la a doua, este egal cu a la, cât ne-a dat nou? A la puterea? A la puterea 2 ori 3. Excelent, excelent. Iată că am pus mâna pe formulă. Cum se ridică o putere la o altă putere? Să copii baza și se mulțesc că e 2. Nu se adună, se mulțesc. Nu 3 plus 2 fac 5. Iată că tu ai dat acolo, așa ți amintești, nu? Că ai zis a la 5-a. Dar corect este a la puterea. Când ar fi fost a la 5-a? Dacă ar fi fost a la 3-a, ori a la 2-a. Atunci copiem și adunăm exponenții. Dar o putere la o altă putere... Parcă eu țineam minte că parcă lecția de dinainte să ne întâlnim a fost tot așa cu proprietăți și parcă noi am mai scris odată în colțul ăsta, am mai scris odată proprietățile și da. Am scris, parcă am scris A la M totul la N. Păi da, A la M totul la N. Parcă îmi amintesc că era acolo... egal cu A la M plus N. Nu. A la M ori N. Dar uite-i modelul. Dar hai să facem cu un exercițiu. Atunci am greșit un video. Probabil că s-a greșit acolo, dar un moment de neatenție, plusul sau mulțitul, atenție multă. Plusul provine de la mulțirea două puteri, care au aceeași bază, că avem acolo sus, nu? Proprietatea a doua. Când ne face A la N plus M, e scris cu negru, vezi? Când se adună exponenții? La înmulțirea a două putere. La înmulțire. Dar la ridicarea unei puteri la o altă putere, trebuie mulțiți exponenții. Mai facem un model aici ca să convingem pe prietenii noștri. Scrie așa. A la puterea a cincea ori A la a doua. O să șterg? Da, neapărat șterge. Și convingi tu, le explici cu prietenul nostru perfect cum ai găsit formula și primul să scrie formula. Deci dinspre partea practică vorbim. Deci A la cât am zis? A la 5-a, totul la a doua. A la 5-a, totul la a doua. Este egal. Păi, în primul rând, am să notăm A la a cincea. Da. Deci am să zicem notăm. Da. Și am să notez pe A la a cincea cu B. Perfect. Și atunci, o să am B la a doua. Perfect. Care e egal mai departe? Da, continuu vorbim. A doua înseamnă B ori B. Și atunci cine e B? B este doar A la a cincea. Bine, hai. Atunci, deci... Scriem în loc de B A la a cincea. Scrie copii. A la a cincea ori... Ori celălalt B. Ori A la a cincea. Corect. Și atunci, mai departe, care este egal cu A la a 5 plus 5, spune prietenul. 5 plus 5, că sunt înfăcat în ce formulă? La mulțirea două puteri cu aceeași bază. Și face A la a 10-a. Dar, da, egal mai departe. Este egal mai departe cu A la 2 ori 5. Asta e. Și a deci, fix, adică bine, poți să scrii 5 ori 2. 5 ori 2 ca să, sau 2 ori 5 să știi că nu e nicio greșeală. Dar să vă... Deși încă l-a spune, prieteni dragi, eu acum v-am arătat încă un exemplu. Și de aici, din exemplu, este eu trag concluzia că de subscrie A la N ori A la N totul la M. A la N
totul la puterea m va fi egal din cele două exemple cu a la cât. Stați puțin, că de fapt trebuia să scriu aici la proprietăți. Așa. A la n totul la m este egal cu a la n ori m. Corect. Deci tu le-ai spus prietenilor noștri că am descoperit formula asta din exemple acestea particulare. Și eu, așa îi spui, sper că v-am convins cum anume trebuie gândit. Notăm tot așa la N cu un B și ala rămâne B la M, adică B ori B ori B de M ori și înlocuim pe ala N, atunci adun pe M plus pe N de M ori și vine N ori M. Deci ar veni A la N ori M. Perfect asta. Dar dacă tu ai A la N ori M, ia scrie așa. Eu îți dau ție așa. Pozitiv? Da. Scrie așa. A la puterea 10. A la 10 egal cu A. Egal cu A la puterea 2 ori 5, nu? 2 ori 5. 2 ori 5. De unde provine asta, fiind o mulțire? Da. Din A. Egal acolo, poți spui. Egal cu A la? A doua. Perfect. Sau mai poate fi scris și altfel, egal mai departe, cu A la? Egal cu A la? A la 5-a ori 2. A la 5-a totul la a doua. A la 5-a totul la a doua. Deci, vezi, tu după nevoi ți-aranjezi treaba. Hai să ne ducem la 11 la 50. Scrie de sub 11 la puterea 50. Egal cu 11 la puterea 2 ori, 2 ori 25, nu? 11 la puterea 2 ori 25. Așa. Și dau mai departe cu... Acum cum mai poți să-l scriu? Poți să-l scriu 11 la a doua, totul la 25. Perfect. Perfect. Sau poți fi și 11 la 25, totul la a doua. Poți fi și așa, nu? Da. Și scrie și varianta asta. Egal mai departe cu 11 la 25. Totul la a doua. Ei, hai să ne întoarcem în exercițiul nostru. Și știi că ne-a rămas 11 la 2 ori 25. Să scrim perechea din nou. Hai să scrim din nou. Este 11 la 2 ori 25 căsuță cu 13 la 25, da? 11 la 25. Așa, la 50. Ia-o de acolo. La 50. Căsuță. Da. Cu vecinul său, nu? Căsuță cu... Cu 13 la 25. Da. Echivalent cu scrierea din nou. Echivalent înseamnă săgeată și înainte și înapoi. Deci echivalent. Ai pus așa. Așa. Asta înseamnă echivalent. Din nou. Pe 11 la 50 spui ca 11 la puterea. Echivalent cu 11 la 2. Totul la 25. Perfect. Perfect. Căsuță. Da. Căsuță. Poți să-l scriu și pe 13 la 25. Nu mai ce faci. 13 la 25 îl lași că chiar îți place. Chiar ești fericită că ai 13 la 25. Că tu acum ai un moment minunat. Pe 11 la 2 cât înseamnă 11 la 2? Poți să-l calculezi. 11 la 2? Adică, înseamnă 11 ori 11. Sigur că da. Și fac 121, ca să mai pierdem timp. Deci atunci echivalent, ia să zicem echivalent cu scrierea, 121 la 25, căsuță cu vecinul, căsuță cu vecinul, tot acolo trebuie să scrie 13 la 25. Ei, spune tu care e mai mare acum.
31. Perfect. Vezi, te-am dus frușor ca o același exponent, că am avut noi 3 la 57 cu 3 la 57. Deci acum suntem sigur că da, cu toate nu mai ai nicio emoție. Și pune și în urmă dacă e echivalent tot așa săgeată. Deci în căsuță completezi acum cu sensul de inegalitate. Fiecare căsuță care e goală, da? Cu sensul acela de inegalitate, cu mai mare, așa, iată ce fericită ești. Iată ce fericită ești și spui că 11 la 50 e mai mare cu 13 la 25. Vezi, Alessia, eu puteam să forțez nota și îți dau niște lucruri mecanice acolo, dar ce am făcut? Te urmărește tu cu mult drag cum te-am pregătit ca să ajungi la exercițiul ăsta. Că eu am sesizat că tu nu știi ce înseamnă 2 ori 25. Nu știi de unde vine. Și dacă nu știi de unde vine, înmulțirea a doi exponenți, de la ridicarea unei puteri la o altă putere, atunci am pregătit terenul, ușor, ușor. Până când, prin exemple, am descoperit formula și odată ce am descoperit formula, ți-ai permis să scrii pe 52 ori 25, apoi ai scris fără discuții 11 la 21, totul la 25 față de vecinul 13 la 25 și iată cum au același exponenți, nu? 25 și 25 și bazele le comparăm și îndată 121 e mai mare decât 13 și totul se duce înapoi până la cele două puteri cu baze diferite și exponenți diferiți. Vezi cât de interesantă e matematica, ce frumoasă este matematica dacă este făcută așa. Ori când avem o set de definiții și așa, este îngrozitor. Că nimic, oricât te strădui să înțelegi, n-ai de unde să înțelegi. Spui, mai mare, mai mic, definiția asta, definiția aceea, azi ne învățăm, ne-am uitat, nu știm de unde vine. Deci toate formulele și definițiile vin din practică, din exerciții. Nu aruncate pe tablă acolo, cu definițiile începem. Asta e matematica care sperie. De aceea voi sunteți speriați. Totdeauna sunteți într-o panică continuă. Alte exercițiu, te rog. Atunci șterg de aici. De acolo șterge, da. Foarte bine. Mai am făcut exerciții din astea la școală, dar în altă metodă. Ai avut, dar n-ai înțeles nimic acolo. Și să știi că nici foarte mulți colegi de-ai tăi nu au înțeles. Adică majoritatea sunt în panică, în ceață. Bază diferiți. Păreau că înțelegeau. Hai să vedem. Alte ghișițe punem. 2 la 155. Da, față de vecinul său. Eu pun punct și virgul, tu pui căsuță. Nu-i nimic aici. Ne înțelegem aici. Căsuță, adică urmează să pui sensul. Nu știi ce să pui. Eu dacă pun punct și virgulă, înțeleg că sunt două numere, înțeleg că trebuie să le compar. Păi da, dar punct și virgulă, perechea aceea și trebuie să te pronunți. Dar tu, eu merg pe mâna ta, sunt de acord cu scrierea ta. 3 la 93. Înainte să facem, el a spus, de fapt o colegă i-a spus că el a vrut să vadă cum gândim noi, cum am procedat noi. Așa. O colegă a spus că vederea ce se împarte 155 a făcut 155 împărțit la 5, că la 5 se poate. Și a dat 31. Apoi pe 93 l-a împărțit la 31. A dat 3. Și apoi el a scris 2 la 5 ori 31 căsuță 3 ori 31. Până aici e foarte bine. Foarte bine. Deci practic a făcut 155 și a văzut că se împarte 155 la 5, nu? Ia să faci noi împărțirea asta. 155. De ce se împarte 155 la 5? La bară? De ce se împarte? Fiindcă are la sfârșit 5. Păi ultima cifră 5. Știm asta la criteriul de divizibilitate. Și așa vine. Deci echivalent. Hai să noi ne-am obișnuit cu echivalent acum. Scriem mai departe pe linie echivalent cu scrierea. Echivalent cu 155.
Nu, nu, nu. Am vrut să... Deodată mi-ai zis că 5 ori 31. Deci, 2 la puterea... El a scris 2 la 5 ori 31, dar după aia el a scris 2 la 5 totul la 31. Nu, nu. Luăm seama așa, 5 ori 31, nu? Echivalent cu... 5 la... Nu, 2 la... 2 la 5. 2... 2 la 5 ori 31, căsuță. 3 la 3 ori 31. Și apoi l-a scris, cum am spus, 2 la 5 pe lângă 31 și au zis că e mai mare și bine. Păi stai o clipă, dar noi nu putem gândi, fără să ne mai uităm deloc. De unde provine produsul de exponenți? Când puți? Păi... Da? 5 provine de la 155. Nu, nu, nu. Eu, noi privim ca 5 ori 31. Unde se mulțesc exponenții? La ce proprietate? Păi dacă facem 5 ori 31, 255. Bun. Așa este, dar noi ne întoarcem la proprietăți. Când se mulțesc exponenții? Cum mai poate fi scris 2 la, scrie de desubt, 2 la 5 ori 31 egal. Hai să luăm pe ăsta deoparte. 2 la 5 ori 31, ia-l deoparte. 5 ori 31 egal cu? Fi scris 2 la 5, totul la 31. Ah, foarte tare. Și pe celălaltul? Și pe celălaltul? Pe celălaltul? Nu, păi nu, 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 nu-i bine. Nu, 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 nu-i bine, că egal atunci și ștergi de acolo. Trebuia să le iei dedesubt. Așa. Așa. Acum, fără egalul de acolo, fără egalul din față. Și 2 la 5 totul la 31, 3 la 3 totul la 31. Că avem noi o proprietate. Unde e proprietatea? Arată-mi proprietatea asta care îți permite scrierea asta. Acolo. Acolo e Alesia. Deci când vedem pe baza ei, scriem așa. Și acum echivalent. Hai să calculăm. Să calculăm cât face 2 la a 5-a. Și apoi facem la... Nu. Și 3 la a 3-a. Ok, deci atunci 2 la a 5-a e 2 ori 2, 2 ori 2 ori 2 de 5 ori. A, face... Am mai făcut eu 32. 32. 32 la cât a rămâi? Totul la... A 31. Nu mai trebuie pus paranteză. Că nu am luat 32 la 31 față de vecinul, față de 3 ori 3 ori 3 27. Da. La 31. 31. Și care e mai mare? Asta. Ai vezi? Foarte tare. Ca o aceeași exponenți, baza ți-a fost foarte clar. Ce s-a ascuns sub ghișițiul ăsta? S-a ascuns această șmecherie foarte importantă, această șmecherie extraordinar de importantă, de unde provine înmulțirea? De la o putere la o altă putere. Da? Și am ajuns, practic, să am aceeași exponent 31 și bazele au fost cele care au hotărât. De aceea pe 55, 155 ăla l-am scris 5 ori 31 și neapărat și 3 la 93, tot cine a făcut, când a compus exercițiul, el a știut la chestia asta, 31 este ca un divizor comun și la 155 și la 93. Și practic s-a redus la compararea la 32 cu 27. Asta a fost toată filozofia. Ai putea să compui și tu un exercițiu acum, Alesia, pe șmecheria asta? Normal, normal. Ia să văd. Lasă-ți modelul acolo, tot cu bazele, tot cu baza 2 și baza 3 și să văd cum te gândești, cum gândești tu exercițiu. Așa. Doi la cincea totul la
31 față de vecinul. Da. Așa, aici s-a șters, gata. Așa, deci... doi. La 53. La 53, da. Vreau știți că le dau la întâmplare, că n-am un... Nu, nu, trebuie să fie o legătură perfectă. Dacă dai la întâmplare, să vedem dacă nu iese. Nu știu, ai toată ta baftă să iese. 2 la 53 păi față de 5. Păi atunci, dacă ar trebui să le gândesc, lăsați-mă să mă gândesc acum. M-ar trebui ceva ca să... Bă, păi da. Sigur, sigur. Uite-te la model acolo, că trebuie să pleci de la model înapoi. Stai puțin, cum a făcut autorul? Trebuie să ne gândim cum a făcut autorul, ce șmecheriu a avut el. Știi, de multe ori ți-am spus, hai să pătrundem în mintea autorului. O fac pentru mine, acum nu explic și după aia vă... Nu, 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 trebuie să vorbești un pic ca să, cu voce, să vedem cum îți, cum îți dirigezi mintea. Că nu luăm numeri la întâmplare. Uite-te, îți mergi de la început, de la sfârșit. Vezi, a fost 32 la 31 cu 27 la 31. Compararea între 32 și 27. Acum... Acolo a fost la 31. Ia ridică-te tu, nu la 31, și la alt număr prim. Un număr prim care să nu mai aibă divizoare. În afară de 31 mai ai așa ceva. Stai puțin că mă gândesc la exercițiu. Eu te ajut când spun să te duci de acolo. În loc de 31... În loc de exponentul 31, să punem un alt exponent. Dar am deja, stați puțin că mă gândesc, am deja un număr, da? Vreau să văd dacă... Ați spus să nu dau la întâmplare și mă gândesc puțin atât. Bine. Deci eu te invit să plecăm de la 32 la 31 față de 27 la 31, despre care știm sensul. Dar în loc de 31 să folosim alt număr prim. În afară de 31. Hai să încercăm împreună. Dacă nu, așa te poți gândi foarte mult timp și consumăm timpul. Plecăm din nou. Eu calculam acum la exercițiul ăsta, dar după 37. Sigur că da, 37 sau înapoi. Înapoi, altul mai mic decât 31. 29. Ia să-l facem cu 29. Deci în 32 la 29. O să scriu 4 la 29. Păi dacă 4 la 29... nu alesea. Noi în exercițiul pe care vrem să-l facem, plecăm de la un adevăr pe care știm noi înșine din culise. E adevărat că 32 e mai mare decât 27? Șterge acolo ce ai scris tu acum, că nu așa trebuie plecat, ci plecăm de la adevăr.
Adică 32, scrie 32 mai mare decât 27, da? 32 mai mare decât 27. Rezultă că și 32 la puterea echivalent, dacă vrei de acolo, sau rezultă, poți să zici numai rezultă, rezultă, te rog. Rezultă, rezultă că 32 la o putere, 32 la o putere, 32 la, la câtea să spunem? La ce putere? Hai să zicem un număr pe care vrei tu să-l iei. număr prim să luăm, e mai mare decât 27, e mai mare decât 27 la 29. De acord cu asta, nu? Ei, dar 32 la rândul lui 2 la 5, deci echivalent acum, echivalent, asta echivalentă, cu, 30, în loc de 32, cât putem să zicem? În loc de 32. E 2 la 5. 2 ori 2 ori 2 ori 2, asta este, da? 2 la 5, totul la, totul asta la puterea 29, e mai mare decât, în loc de 27, ce să zicem în loc de 27? 3 la 3. Nu, e 3 ori 3 ori 3, de 3 ori. 3 la 3, totul la 29. Totul la 29. Și echivalent, echivalent. Acum, cum se ridică o putere la o altă putere? Doi la 5, totul la 29. Se copie baza și se mulțesc, cât spuneți. Și vine 2 la puterea 5 ori 29. 5 ori 29, corect. Păi trebuia să zici 5 ori 29. Înmulțit acolo, nu mai scrii. Deci 2 la puterea 5 ori 29 este mai mare decât 3 la puterea 5. Echivalent. Să mulțim 5 cu 29, cât îți dă acolo? 3 la 2 la puterea 5 ori 9, 45. 5 ori 2, 10 și 4, 14. 145 e mai mare decât 3 la 3 ori 9, 27. 87. Și acum ai compus exercițiul. Să se compare numerele. Ia să scrie tu. Model Alessia, da? Deci am învățat acum, ăsta e modelul. Să se compare numerele. Ăstea două. Și ei nu știu. Ei trebuie să meargă înapoi. Noi am plecat de la adevărul 32 mai mare decât 27. Trebuie să-l descompună pe 145, pe 27, pe 87. Să vadă că e 5 ori 29, să vadă că e 3 ori 29. Și înapoi să meargă 2 la 5, care înseamnă 32. 3 la 3, care înseamnă 27. Și văd de exemplu să-i spune, se întorc înapoi ei. Că ei nu știu cum să... Așa a fost construit și ieșițul de mai sus. 2 la 155 față 3 la 93 l-a avut pe 31. La 31. Noi am luat la 29. Deci în compunerea ieșiților cu puteri și cu baze diferite se pleacă autorii care compun, pleacă de la niște adevăruri. Că 32 e mai mare decât 27. 32 e o putere a lui 2. E 2 la 5. 27 e o putere a lui 3. Și ridică la cât vor ei, la 29, noi am zis. Putea să fi fost și la, cât am zis mai devreme, 31, 37, numere prime ca să fim noi, să nu le dăm bătaie de cap. Că dacă suntem șmecheri, ridicăm la un număr par și stricăm complet greșit. Este foarte dificil după aceea. Dar
iată, ca să fim drăguți, am mers pe șmecheria asta ridicând la un număr, la un număr prim. După modelul acesta, acum a compunit un negheșițiu, da? Deci plecăm și ridicăm, cum am ridicat la puterea 29, ridici tu la o altă, un alt număr prim și construiești tot negheșițiu. Șterge de deasupra, acolo unde s-a lucrat și acum, ținând cont de așa, de șmecheria asta, ai înțeles că nu se dau la întâmplare. Nu! Fazele și exponenții se așează așa fel încât să fie exercițiu rezolvabil. Nu orice exercițiu aruncat pe tablă cu baze diferite și exponenți diferite poate fi rezolvat. Nu! Numai cele care sunt gândite de la început foarte bine. Hai, te rog! Deci pleci la 32 mai mare decât 27, exact așa ca modelul pe care l-am făcut noi de sus. Deasupra, acolo, în spațiu gol, și vorbește-le prietenilor noștri. Dar la alt model. Dar vei ridica la tot 32 și 27. Asta e perechea cu care pleci tu, da? Comparația. Asta e modelul de la care pleci. Și nu poți să dau alte numere. Dacă dai alte numere, trebuie să fie două numere care să fie scrise ca niște puteri. Dă alte două numere, dar să fie puterea cuiva. 30, ce număr vrei să dai? Hai să spun. Dăm două numere ca bază. Drept bază, două numere. 53. Păi 53 nu este 2 la ceva sau 3 la ceva. Nu este o putere a cuiva. Da, s-a stricat. Iar nu mă mai vedeți. Iar nu te mai văd. Și acum? Acum te văd. Ok, atunci continui. Deci a spus să iau tot 32. 32 mai mare decât 27. Deci plecăm de la adevărul ăsta în construcții. 32 mai mare decât 27. De ce? Nu rezolvăm acest stat. Dar nu mai ridicăm tot la puterea 29, ci la un alt număr prim. Dar de ce 32? De ce nu iau 31? De ce nu iau alt număr? Fiindcă 32 este o putere a lui 2. Exact. Și 30... 27 e o putere a lui 3. Vezi? Ăsta e motivul pentru care luăm cele două numere, 32 și 27. Pentru că amândouă sunt puteri, una a lui 2 și alta a lui 27. Am mai putea pleca... Și 34. Cât? Ar putea să spui 34. Deci 34 și? Și 51. Da, 30, bun. 51 este o putere a lui cuiva? 51 este o putere al cuiva? Adică poate fi scris ca 2 la sau 3 la sau 5 la? Nu. Da. 51 nu poate fi scris. Nu poate fi scris ca o putere. Dăm tu alte două numere vecine ca putere. Una a lui 2, alta a lui 3, alta a lui 5, eu știu cum te gândești tu. Dacă nu 51, 52. Bun, dar 52 poate fi o putere a lui a cui? O putere înseamnă 2 la ceva, 3 la ceva, asta înseamnă putere, nu? Puterea are bază și spun. 2 ori 26. Păi 2 ori 26 nu-i 2 la 26. Una este o putere, puterea are bază și exponent. Da? 32 este 2 la 5. 32 este o putere a lui 2. Da? Asta trebuie să înțelegi. Deci noi luăm două numere, nu la întâmplare, ci una să fie o putere a cuiva și cealaltă altă putere al cuiva. 58. Dar 58 este puterea cui? Cred că pot să scriu 2
Por 2 la 2, tot la 29? Cum să fie așa? Deci 58 ca număr nu se poate împărți decât la 2 și atât. 2 ori cât vine? 29. Nu? 2 ori 29. Păi 2 ori 29, nu-i 2 la 29. Că 2 la 29 înseamnă 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 29 de ori și nu mai face 58. Păi nu, a zis așa. 2 la 2 la 29. Bun, asta e altceva. Păi păi asta am spus, ar fi 2 la 2 ori 29 și asta cred că dă 58. Bun, dar cu cine îl compar pe ăsta? Îl compar cu, am zis, parcă 34. Deci 2 la 59, am înțeles, față de? 2 la 58 față de 2 la 34. La 34. E, dar aici răspunsul e foarte ușor. Nu știu, dar schimb partea de la 34. Nu vreau să am bază și exponenți. Am înțeles, dar cum? Păi, nu cred că pot să pun așa oricine bază. Păi nu poți, asta, tocmai asta ți-atrag atenția, că nu poți să spui la întâmplare. Ci trebuie plecat de la adevăr. Așa cum vezi tu, 32 este deștept, că e 2 la a 5-a și 27 e 3 la a 3-a. Deci ele nu sunt la întâmplare date, ci după ce le luăm ca numere și pur și ridicăm la aceeași exponent și le prelucrăm și ne conduc spre cele două numere. Noi am plecat de la 32 mai mare decât 27, le-am prelucrat și ne-a dat 2 la 145 față de 3 la 87. 5 la 34? 5 la puterea? 34. 5 la 34. La ce te-ar conduce? E la întâmplare 5 la 34. N-ai niște argumente foarte precise. Da. Și atunci nu se mișcă ghiștiu așa. Deci se mișcă de la adevăr, de la adevăr și te duci ușor, nu te duci la întâmplare ca să poți da drumul la ieșire. Deci, dinspre adevăr, cele două baze care se iau, Alesia, bazele care se iau, 32 și 27, ele să fie deștepte și să fie în stare să se așeze ca niște puteri. 32 să se așează ca 2 la 5 și 27 se așează ca 3 la 3. Tot atât de bine puteai să zici 16. 16 se așează ca fiind cine? 16 se aranjează ca fiind 2 la 4. Da? Și 27 îl poți lua, dar un alt vecin cu 27 care să fie mai aproape de 16, să zic, ar fi 3 la 2. 3 la 2, 9. Deci ai plecat de la 16, mai mare de, 16 mai mare decât 9, da? Da. Iată un model. Ia plecăm, să plecăm de aici. Că tu refuzi pe 32. Hai să plecăm de la 16 mai mare decât... Ștergi acolo 2 la 58, că e la întâmplare, dar nu-i modelul care ne trebuie. Deci noi plecăm de la 16 mai mare... decât 9. Decât 34? Dar 34 nu e o putere a cuiva. Decât 30... 16 nu mai mare decât 32. Păi, ați pus 3. Hai, l-ai luat așa. Dar acum ne vom duce spre un exercițiu cu aceeași bază. Echivalent. Ia să vezi. Echivalent. 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 Da. Ridicăm la ce vrei, la ce număr vrei tu. La exponentul care vrei. Același în stânga și în dreapta.
47. Devine 16 la 47, mai mic. 16 la 47, mai mic. Este mai mic decât 32. 32 la 47. Echivalent. Echivalent. Cu. Așa. Deci am zis, sorry. Echivalent, da? Adică săgeată dublă, echivalent. Și acum pe 16 îl putem scrie ca fiind cine? Ca o putere. 2 la 4. Așa, 2 la 4, totul la 47. Mai mic decât, mai mic este, nu? E mai mic. Păstrăm sensul, că știm asta. În loc de 32? 2 la a 5-a. Nu? Că 2 la 4 a 16, 2 la 5 a 32. 2 la 5 a totul la... Și echivalent. Ei, acum înmulțim exponenții și vine 2 la... 47, mai mic decât 2 la 5 a, ori 47, echivalent. 2 la 4, și facem 4, 4, 7, 4, 4, 7, 28, 8, 2, 9, 188. Da. Mai mic decât 5 la 47, 5 ori 47, mă scuzați, 5 ori 55, 5, 185. Nu e 185, încă o dată, fă. 5 ori 7, 35. 235. 235. Care este evident. Au aceeași bază și e evident. Deci compunerea acestui exercițiu n-a dus la o dificultate majoră, cum ne-am propus, cu baze diferite. Pentru că atât baza 16 cât și 32 e o putere a lui 2. Deci dacă vrei să fii interesant, trebuie să pleci cu două numere, care una să fie puterea, iată, a lui 2 și alta a lui 3. Cum a fost 32 mai mare decât 27? 32 mai mare decât 27, una a fost puterea lui 2, 2 la 5, 3, și 27 e puterea lui 3, 3 la 3. Și abia atunci este un exercițiu frumos. Și tu când le dai, propui exercițiu, nu le propui cu sensul acesta. Tu le dai sfârșitul. Cum a fost la noi, 2 la puterea, un exercițiu compus 2 la puterea 145 comparat cu 3 la 87. Tu așa spui. Să se compare puterile. 2 la 45 față de 3 la 17. La 87. Și ei aici sunt în situație dificilă pentru că bazele sunt diferite, 2 și 3. Iar exponenții la baza mai mică, exponentul e mai mare, 145 față de 87, și nu se pot mișca decât dacă sunt șmechere. Și pe 145 sunt toți înapoi și zice 5 ori 29, sau ori cât este acolo, 5 ori 29, iar pe 87, 3 ori 29, și ei trebuie să facă drumul înapoi. Adică ceea ce faci tu în culise, când pregătești exercițiul, asta fac autorii. Ei au plecat de la 32 mai mare decât 27. Nu iau la întâmplare numerele acestea. Unul este puterea lui 3, a lui 2, alta a lui 3. Pentru că în final, puterile care vor fi comparate, după ce au ridicat la 29, vor fi cele două putere. 2 la 145 și 3 la 87. Și astea ridică un grad de dificultate destul de mare pentru copii, pentru că ei trebuie să meargă înapoi, să se descurce ei. Să-l vadă pe 145 ca fiind 5 ori 29, pe 87 ca fiind 3 ori 29 și să se întoarcă la 2 la 5 totul la 29, 3 la 5
3 la 3-a, totul la 29 și merg înapoi și dau spre 32 la 29 față de 27 la 29. Și acum spun, aici mă descurc pentru că 29 și într-o parte și în altul și baza va fi cea care dirigează. 32 mai mare decât 27. Și abia acolo dau ei răspunsul. Deci eu ce îți propun ție să compune greșițul, nu se dau numele la întâmplare. Totul este într-o logică. Deci propunătorii de greșiții sunt cei care nu iau la întâmplare numele acestea, ci iau cu o șmecherie din culise. Bunoară, 27 e mai mare decât 25. Ia să plecăm de la asta. Șterge totul și să plecăm de la 27 mai mare decât 25. Deci de la un adevăr. Știi de ce m-am gândit la 27? Că e prim. Ce este 27? Este puterea cui? 3, 2, 1. Nu, e 3. 3 la 3-a. 3, da. Da? Deci 27. Scriem 27 e mai mare decât 25. Deci de la două numere care să poată fi ele văzute ca puteri. Echivalent, acum cum a spun, echivalent, cu a spune, în loc 27 ce spui? 3 la 3, foarte bine, 3 la 3, e mai mare, 3 la 3, e mai mare decât? Decât 2. Da, decât 2 la 5. Nu-i 2 la 5. 3. 5 la 2. E 5 la 2. E 5 ori 5. Decât 5 la 2. Deci eu nu am luat pe 25 la întâmplare, ci eu l-am luat ca o putere a lui 5. Și acum ridicăm și în stânga și în dreapta la cât vrei tu. Deci 3 la 3, totul la cât vrei tu. Abia acum pui un număr, cât vrei tu, la? 77. Da, e nu mai mare, nu mai mic, mai mare era. Mai mare? Deci, nu, simbolul, sensul inegalității. Deci la puterea 77 e mai mare decât 5 la a doua, totul la? Tot 77. Cât pe amândouă le-ai ridicat la aceeași. Și echivalent? Echivalent cu 3 la 3 ori 77 mai mare decât 5 la 2 ori 77. Echivalent? Echivalent 3 la 231. Da. La. Ei, sublinează și tu acum le dai așa, să se compare numerele. Care numere? Asta e. Și treaba lor de acolo. Ceea ce am făcut noi în culise. Deci fără să știi rezolvitorul. Rezolvitorul n-are nicio treabă. Nu știe el de unde e plecat, ce șmechere ai făcut. E treaba lui de aici încolo. Deci așa se compune greșițile. Deci să se compare. Chiar scrie. Să se compare numerele. Să se compare. Scrie chiar în cuvinte că ăsta e greșițul pe care l-am compus împreună acum. Să compare. Trei la puterea 231 cu, așa cu vecinul său, 5 la, gata, ei îi lăsa fără sonor. Pentru că ei văd baze diferite.
3 mai mic decât 5, dar exponentul la 3, 200, cât e acolo? 200, așa. Care e mai mare decât celălalt. Fuh, ce mă fac? El acum stă și analizează și spune, măi, hai să încerc pe 194 ăsta, sau 231, 231, să-l descompun, să văd ce divizoare are, să văd ce... Și când se apucă să descompună, se sesizează că e 3 ori 77. Dar crede-mă că la ei e foarte dificil. Că 3 ori 77 înseamnă 3 ori 11 ori 7. Deci 3 ori 11 ori 7. Și dincolo 5 ori la 2 ori 11 ori 7. Și dacă vrei să fii, dar ajungi atât. Și el trebuie să vadă că păstrează și face 77, nu? Ori 2 și 77 ori 3. Și atunci să-și întoarcă înapoi ușor, ușor, să aibă exponentul 77 și pe 3 la 3 să-l vadă 27 și pe 5 la 2 să-l vadă 25 și atunci la comparație apar numerele care 27 la 77 și respectiv 25 la 77. Și abia atunci respiră el. Respiră ușurat și spune, am făcut egheșițiu. Deci el trebuie să se întoarcă înapoi și să o ia ușor, ușor. E așa se compune găștițile. Deci nu se dau numai la întâmplare. Nu-i nimic la întâmplare, ci totul este gândit cu foarte multă atenție ca el să fie rezolvabil. Nu punem baze diferite și exponenți diferiți și spune să se rezolve. Nu are nicio șansă. Dar nimeni nu poate să facă așa. Ci sunt egheșiții compuse de autori care au șmecherii de astea în culise, încât pleacă de la două numere, cum e 27 cu 25. 8 cu 9. Cum este 8 cu 9? Ia să scrie. Ia să vezi. 8 față de 9. De aici? Da. Dar nu se mai vede acum, dacă ridici un pic tabla. Nu știu. 8 cum este? Mai mic. 8 mai mic ca 9. Știi de ce m-am dus la 8 cu 9? Că 8-ul cum poate fi scris? 8-ul poate fi scris ca... Nu. Ca putere. Nu, dar ca o putere. Aaa. Păi ca o putere. 2. Nu 2. 2 la 3. Păi 2 la 3. Neapărat, rapid. 8 e 2 la 3. 2 ori 2 ori 2 de 3 ori. Deci echivalent, ea scrie echivalent cu... Echivalent cu... 2 la 3. Mai mic decât? Mai mic decât... Și nu o să scriu... Trei la a doua, trei ori trei, nu? Deci în loc din nou este 3 la a doua. Că faci 3 ori 3 în culise, da? Știm asta. Echivalent, și acum ridici totul la cât vrei tu. Acum ridici la un număr și în stânga și în dreapta. La același număr, abia acum e la același număr. Deci 2 la 3 totul la a 10-a, da? Deci 2 la 30,
Așa. Deci ar fi cât 2 la puterea 30 mai mic decât 3 la 20. Iată că ești. Asta e. Că ridică la 10. Dacă nu, ridici la alt număr. De regulă se ridică la un număr prim. Dacă vrem așa să aibă singura variantă. Ca aici tu 30 îl mai poți scrie ca 2 ori 15 și 20 2 ori 15. Și ar mai fi că 4 la... Ia, deci asta ar fi o variantă cu 2 și 3. Dar mai poate fi și 4 cu câteva în acolo, cu 9 la 15. Deci care e al doilea ghișit pe care l-am mai compus acum? 2 la 30 cum e față de 3 la 20. Da, asta e. Și el trebuie să întoarcă înapoi și să vadă toată povestea când se duce până la 8 la a 10 față de 9 la 10. Și atunci 8 mai mic decât 9. Și de acolo ghișitul merge frumos. Mai a avut tu, să-mi dai ceva, un exercițiu, nu știu care, mai avea acolo. Mai. Să-l mai vedem și pe acela de la clasă și să vedem cum îl putem descoperi. Că acolo ne este propus de cineva, de un autor. Nu știm noi, dar vrem să-l facem. Nu mai am. Mai ai? Nu mai am niciunul. A fost ăsta cu 11, parcă mi l-ai dat, nu? Și noi am lucrat de aici încolo. Sper că tu ai înțeles aici că compunerea ghișiților cu puteri, baze și exponenți diferiți nu înseamnă niște numere luate la întâmplare. Ți-e clar până aici? Deci nu sunt numere luate la întâmplare, ci ele se pleacă totdeauna de la două numere, cum a fost aici, 8 față de 9. Foarte mult folosit asta. 27 față 25, 32 față de 27 și se ridică la același lucru stânga-dreapta, dar atât un baz 27 cu 25, 8 față de 9, sunt la rândul lor puteri. Și atunci se construiește ghișițul acela care ne duce spre un număr, spre două numere acolo când se mulțesc exponenții, cu baze și exponenți diferiți care se propune spre rezolvare. Deci asta e toată logica. Când spuneam eu ție, nu? Când discutam, spuneam așa, nu? Când au aceeași bază, ai văzut sus, 3 la 57 față de 3 la 79, ai spus foarte repede că cine. Când au același exponent și bazele diferite, ai spus iar foarte repede. Când au bazele într-un anumit sens 3 mai mic decât 7 și 57 față 59, iar dai răspuns. Însă când sunt una împotriva celelalte, adică bazele sunt într-un fel, iar exponenții sunt tocmai invers, ca sens de inegalitate. Atunci lucrurile sunt complicate și ele ascund în culise speculații de acestea. Așa cum colega ta în exercițiu a spus 155 ăla egal cu 5 ori 31, celălalt era cât 3 ori 31, cât ți-o dat 93, parcă era, ca exponent. Ei bine, întoarcerea noastră, munca noastră a fost asta, să ne întoarcem de la puterile acelea două, să fie amândouă la 31, iar 2 la a 5 să facă 32, iar 3 la a 3 să facă 27 și atunci am comparat cele două numere și bazele fiind acum 32 și 27, am putut răspunde. 32 mai mare de 27 și am răspuns la ghișiți. Cam asta este filozofia acolo, baze diferite și exponenți diferiți. Din nou ne lovim de aceeași chestiune. Din păcate, absolut peste tot se întâmplă așa. Să pleacă de la definiții și la niște reguli pe care le vrei să le memorezi,
Neînțelegând foarte bine, ai văzut și cu definițiile acelea, noi le-am făcut, s-au făcut de atâtea ori. Mai continuăm la proprietăți acolo, hai să mai scriem ceva. Mai era așa, A ori B totul la N, ea scrie sus acolo, să vedem pe a patra proprietate. A ori B totul la N înseamnă A la N ori B la N. Acolo sus, în dreapta, e, în gol acela. Este de fapt A la N. Nu mă scuzați. Ți-o mai amintești? Nu ți-o mai amintești. Dar hai să o găsim. De fapt... Șterge de dedesubt tot. Și să completăm cu asta. Deci... Da, de fapt... cred că mi-am amintesc că... Da, data trecută am făcut tot așa proprietăți și l-am scris pe acela și am mai avut una. Da. Deci am mai avut una, mi-am amintesc. Pe lângă astea trei, bine, în afară de astea trei mai erau și... Cred că mai erau unele. Era și A la 0, mai era și un produs la o putere. A ori B totul la N, da, și A împărțit la B totul la N. În sfârșit, mai erau încă două. În total sunt 5 sau 6. Aici, da. Am scris 5 sau 6. 1, 2, 3, 4 și mai sunt 2, 6 sunt date. Atunci... Cred că mi-am amintesc, dar nu sunt sigură. A, da. A, bă. A la A ori B, cred. A ori B. A ori... Stăți că mi-a apărut ceva pe ecran. Așa. A ori B. Totul la M. A, da. A ori B, totul la M. A la M, ori B la M. Așa, A la M, ori B la M. Dar iarăși, vezi cât am scormonit în memorii, neînțelegând ce vrea să spune Gheșițiu, ne-e foarte, foarte dificil. O să încerc acum să vedem cu un exemplu. Scriu acolo proprietatea și până s-o vedem de unde vine. Deci A ori B totul la N, la N. Că e prima, în alfabet N-ul e primul, da? Primul e M. N, M, deci cu N. Litera N, să o zici. A la A ori B totul la N. Hai scrie, te rog. Acolo în spațiu gol care e la proprietăți. Sau... De desubt. O să șterg asta? Șterge. Și asta de mai jos? Da. Tot. Șterge tot. Nu știu dacă te-am convins, sau nu. În compunerea exercițiilor, deci nu sunt două baze diferite la întâmplare și doi expuneți la întâmplare, ci totul bine gândit de către propunător. Asta este lucru esențial pe care merită să-l deții din discuția asta. Baze și expuneți diferiți nu sunt numere aruncate la întâmplare, ci cu o anumită legătură, o anumită logică în compunere. Deci A ori B totul la N egal cu A la N ori B la N. A. 2. A, de fapt am așa. 2 ori 3. Totul la 7. Egal cu 2 la 7 ori 3 la 7. Dar să vedem, să înțelegem. Ce înseamnă că e la 7 un număr? Înseamnă că repetăm înmulțit prin el însuși de câte ori? De 7 ori. Înseamnă 2 ori 3 ori 2, încă o dată de echipa 2 ori 3, încă o dată de echipa 2 ori 3. Ia scrie. 2 ori 3, odată. Parcă ar fi au.
Deci 2 ori 3. Ori, încă o dată, 2 ori 3. Ori, încă o dată, 2 ori 3. De câte ori? De 7 ori. Deci 2 ori 3. O dată. Pe urmă, iarăși ori 2 ori 3. Iarăși, încă o dată, 2 ori 3. Ori 2 ori 3. Ori 2 ori 3. Cred că vezi câte, de câte ori până acum ai. Abia acum cred că e 7. 1, 5, 6, 7. Perfect. Și egal acum, egal cu 2 ori 2 ori 2 ori 2, de câte ori îl vedem? 2 ori 2 ori 2. Îl vedem. Scrie, egal cu 2 ori 2 ori 2, că doar produsul este asociativ. Deci poți să-l scrii. 2, 7 ori și 3 ori 2 de 7. Deci egal cu 2 la 7, egal cu 2 la 7, că l-ai văzut 7 ori, 3 la 7. Ăsta e motivul. Deci de aceea fiecare la 7. Da, da. Ea scrie 2 ori 3 ori 5, totul la 7. Deci 2 ori 3 ori 5, totul la 7. Sunt 3 factori acum la 7, da? Dacă nu vrei la 7, spun la cât vrei tu, mai puțin. La 4. La 4. Nu e de la 7-a, la 4-a, e de 4 ori, 2 e de 4 ori. Știu, dar v-am rămas cu 7. Am înțeles. Vezi? Ăsta e motivul. Deci nu numai dacă sunt 2, poți fi și 3 și 4 și 5 și așa mai departe. Deci de ce apare A la M ori B la M? Pentru că A în scriere îl vedem de N ori, pe B îl vedem de N ori și în final... De ce spune A la N ori B la N? Iată că așa trebuie înțeles formula. Acum, dacă am înțeles-o așa, o ținem minte. Dacă nu, dedesubt, 2 plus 3 totul la A 7. 2 plus 3 totul la A 7. Atenție! Atenție! Deci e 2 plus 3 odată. A, păi nu, păi trebuie amulțit. Deci 2 plus 3, păi da, da, atunci 2 plus 3 tot trebuie mulțit. Toată paranteza. Deci toată paranteza 2 plus 3. Acum nu e un factor, ci este o adunare. Și nu mai poate fi fiecare în parte. Deci când, numai când e înmulțire între ei, atunci putem. Altfel scrie 2 plus 3, înmulțit tot în paranteză cu 2 plus 3, adică este 5 ori 5 ori 5. Deci trebuie făcută adunarea când e vorba de... Deci dacă la bază între termenii acei plus, nu mai să fie fiecare la acea putere. Spune diferit de 2 la 7 plus 3 la 7. E o minciună. Nu este adevărat că ar fi fiecare la 7. Putem dovedi cât este în mod normal. Trebuie adunat. Și 5 ori 5 ori 5 ori 5, 5 la 7 este. E altceva. Adică 2 la 7 plus 3 la 7. Deci când e fiecare la acea putere, când e vorba, când e în produs, că ce scrie în formula acolo? A ori B. Nu este A plus B dat. Foarte des elevii fac greșeala asta. Foarte des fac greșeala asta. Că nu li se punctează, nu li se arată concret. Deci aici ar fi egal mai departe cu 5, scrie egal cu 5 la 7, la egal acolo, 5 la 7, și diferit de desubt, de desubt spune egal tăiat, egal tăiat, așa, de cine? Chiar sub egal pune, sub egal pune egalul și tăiat, adică e diferit de 2 la 7 plus 2 la 7 plus 3 la 7. Să rămână în minte definitiv. Să nu cumva să greșim vreodată. Când avem voie să punem pe fiecare? Când e înmulțire. Am arătat sus. Când e înmulțire. Nu când e adunare sau scădere.
Deci o mare tâmpenie. Și e bunoară dacă profesorul vede vreodată scrisă și face un calcul așa, gata, a tăiat tot, nici nu-ți mai uită la nimic. Zice, nu, nu știi lucruri de bază. Îmi pare foarte rău, nu am ce să-i fac. Deci facem distinții, uite sus, 2 ori 3, e 2 ori 3 ori 2 ori 3, numai mulțire este între ele și atunci i-ai putut asocia. Invers, când e și adunare și mulțire, noi știm că trebuie să facem mulțirea întâi. Și atunci nu ai aceeași situație. Diferit este. 5 la 7 este un rezultat, 2 la 7 plus 3 la 7 e alt rezultat. Este o greșeală cine spune așa ceva. O greșeală foarte mare, foarte mare. Deci la plus sau la minus nu mai voi să spui cu fiecare în parte. Numai când este înmulțire. Numai când e înmulțire. Și la fel și la împărțire. Există și proprietatea A împărțit la B totul la N, egal cu fiecare A la N împărțit la B la N. Scriu și pe asta. Deci A împărțit la B totul la N, dedesubt, sau acolo, A împărțit la B totul la puterea N, cu A la N împărțit la B la N. Proprietățile, nu aș vrea să fie mecanic reținute, ci ele să fie bine, bine, bine gândite. Și prin exemple să înțelegem proprietățile și să putem justifica. Cu cei ce ai făcut-o acolo la clasă cu divizibilitatea, uite-te în lecțiile noastre din urmă și sigur o să-ți amintești, dar tot așa, în varianta în care eu am propus, nu în varianta aceea că dacă vrei să memorezi atâtea definiții acolo și atâtea lucruri de acelea, sunt îngrozitor de dificile și nu le amestici, nu le înțelegi și atunci treaba este destul de neplăcută. Eu îți propun să ne oprim aici. Tu, dacă mai ai altceva de întrebat, asta te-a frământat foarte tare, baze și puteri, nu, puteri cu baze și exponenți diferiți. Asta era Poftim? Compararea puterilor cu baze și exponenți diferiți. Așa este. Compararea puterilor cu baze și exponenți diferiți era problema care te frământa foarte tare. Și ce poți să spui, Alesia, din discuția noastră de până acum? Care ar fi sinteza zilei? Sinteza orei? Eu am de data trecută scris, dar am să știu. Așa. Apropo de religie, că ai văzut că era acolo religie. Ai încercat să citești ceva din Noul Testament? N-ai avut timp, nu? Ai citit ceva? Nu, am plecat la bunicii. Nu. Știu, știu. Dar, știi, hai să facem așa. Să citești măcar o primă pagină acolo, nu știu care este evanghelistul cu care să începi. Ia adu Noul Testament. Imediat. Cât e o sucă aduc imediat. Așa. Foarte bine. Imediat o aduc. Noul Testament. Așa, aici e Noul Testament. Da. Și prima... Cine este primul? Evanghelia după? Evanghelia după Matei. Așa.
Și hai să citim numai... paragraful ăsta așa? Așa. Citește pentru început să-mi amintesc dacă... Măcar așa câte ceva. Să văd cum începe. Ok, Evanghelia după Matei. Cartea neamului lui Iisus Hristos. Mi-apare aici un. Cartea neamului. Lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Nu, e complicat. Mergi mai departe. Știu, a fost toate neamurile, unul din altul. Mai departe. La 2 sau cealaltă parte? 2. La 2, la capitolul 2. 2, tot aici, pe aceeași pagină, spune Avram a născut pe Isaac. Isaac nu, mai departe, mai departe. 3. La 3, capitolul 3. Dar la 3 îmi spune Iuda a născut pe Fares, dar... Nu, la 4, la 4. La 4 ce? Aram a născut pe Amid. Mergi mai departe, mergi mai departe. Salmon a născut pe Boaz din Rahab. Boaz a născut pe Obed din Rut. Obed a născut pe Iese. Nu, mai departe. Dă vreo două pagini. Hai să vedem așa. Ok. 2. Așa, capitolul 2 am vrut. Da. Până aici a fost capitolul 1 și erau, cum să zic, ideea principală și ideile secundare. Așa. Capitolul 2 spune, după ce s-a născut Iisus în Betleem. M-am uitat altundeva. În zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit. Foarte tare. Foarte tare. Și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. 2. 3. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat imediat. Și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. 4. A adunat pe toți preoții, cei mai de seamă, și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să nască Hristosul. 5. Da, gata, deci citim. Deci o să citim... Deci, de la nașterea lui Hristos, poate cu o pagină mai înainte spune așa cum s-a născut Hristos. Spune, mai am idei 6, 7, 8 până la 18 și apoi zice moartea lui Irod, întoarcerea din Egipt. Așa, nu. Deci până acolo. Atât. Numai până acolo, atât, da? Citim acolo și până stăm de vorbă data viitoare. Să vedem așa cum înțelegem noi, ce am înțeles acolo, ce s-a întâmplat, așa. Să ne punem o serie de întrebări, așa. Să vezi tu că la prima citire pare foarte greu accesibil, dar este cartea cărților. Deci nu este nimic mai scump și mai sfânt pe pământ decât această minunată Biblie. Și pe ea o să putem discuta așa cât mă pricep eu, cât o să înțelegi și tu, și noi unul altuia să încercăm să ne explicăm câte ceva din ce am citit de acolo din Biblie. Bine? Da. Hai, la sinteza zilei, ce poți să spui tu aici? Compararea puterilor cu bazii și exponenți diferiți dacă... Bun. Aici notăm așa. Când au aceeași bază, știu. Nu? Ok. Când au aceeași bază... Chiar așa scriu? Da. Când au aceeași bază, mă descurc. Când au aceeași... Dar stați că am scris greșit. Unde mi-e purele că am scris greșit. Unde mi-e purele? Deci, când au aceeași... Când au aceeași bază... Aceeași bază... Bază, mă descurc. Mă descurc. Adică știu despre vorba, știu să fac ca să le existim, da?
mă descurc. Când au același exponent. Da. Dar se vede culoarea asta? Da, 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 da. Se vede. Când au aceeași. Da. Când au baze și exponenți diferiți, dar cu același sens de inegalitate. Știi, când amândouă sunt la fel. Când au baze și exponenți diferiți. Diferiți. Dar, da, baze și exponenți diferiți, dar cu același sens de inegalitate. Dar cu același sens de inegalitate, adică bazele la fel, cu sensul și la fel exponenți. Așa, mă descurc. Dar nu se mai vede, te rog, dacă poți tabla să o așezi un pic sau calculatorul să-l miști un pic. Deci când au baze și exponenți diferiți, dar cu același sens de inegalitate, de inegalitate, nu de egalitate. De inegalitate, că noi vorbim de inegalitate, adică mai mare sau mai mic, cu același sens. Ori mai mici amândouă, în același sens, ori mai mare amândouă. Inegalitate. Și acum, în loc de sinteza zilei, ștergem ca să scriem cea mai tare chestie. Să subînțelegi că sinteza zilei a fost aici, a fost scris. Deci ce scrim? Dacă au baze și exponenți și exponenți diferiți. Dar cu sensuri de inegalitate diferite, dar cu sensuri diferite. Ale inegalității. Diferite ale inegalității.
trebuie să știu șmecherii. Trebuie să apelez la șmecherii. Nu, așa? Apelez la șmecherii. Apelez la șmecherii. La șmecherii. Ai și toată și povestea. La șmecherii trebuie să apelez acolo cu 25 față de 27, cu 8 față de 9, cu tot felul de lucruri de acestea. Deci trebuie descompus exponenții și trebuie de văzut care e divizorul comun și toată povestea aceea. Șmecherii care stau la baza rezolvării. Cum am făcut noi în exercițiile acestea la urmă? Ălea șmecherile care trebuie să apelăm. Să spunem prietenilor noștri că ne-am apropiat de sfârșit, să le spunem că am făcut din nou o lecție frumoasă, noi suntem foarte mulțumiți, dar doar ne-a rămas ideea să discutăm și ceva la religie, pentru că ajutorul acesta de acolo vine tot timpul. Și dacă, încă o dată spun Alesia, dacă am sesizat că, sau ne-am dat seama că nu pe jumătate, nu cu jumătate de cerință trebuie să fie cu toată convingerea. Când zice Doamne ajută-ne, atunci trebuie să spunem din străfundul inimii noastre că ajutorul vine imediat pe tot parcursul lecției. Și tot timpul suntem supravegheați. Ne oprim aici și să zicem ce? Să zicem? Mulțumim Domnului că ne-a ajutat să facem o lecție frumoasă. Vai, ce mă bucur. Eu uitasem de asta, să zicem. Te mulțumim Domnului că ne-a ajutat să facem o lecție, da? Și am fost până la capăt, cu răbdare, cu calm. Am învățat și șmecherii, am învățat toate aceste lucruri care ne vor fi de folos și ne vor ajuta să facem și alte ieșiții. Acum, dacă lecția asta va fi vizionată, că m-ai făcut o altă dată, și o să reiei mai ales partea asta cu baze și exponenți diferiți, cu sensuri de inegalitate diferite, vei avea posibilitatea să spui, am înțeles și mai bine, da? Dar te ascunzi acolo, stai așa pitită, ca să nu-ți văd năsucul, nu? Nu vrei să te mai arăți prietenilor noștri. Vreau să spun că... Așa. Da. Bine, dragă. Bine, Alesia. La revedere și să ne vedem pe curând. Când tu vei hotărâ, mă sun și ne vom vedea din nou. Bine? Joi. Joi, când spui tu. Așa faci. Vă sun oricum, orice ar fi. Da. La revedere, seară bună și să ne vedem cu bine. Da.